Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Și a doua știre din zona culinară, gastronomică, pe care o difuzăm în Deșteptarea. Ce s-a mai întâmplat? Avem o primă decizie a instanței în dosarul, în marele dosar al prăjiturii ecler la tavă. Așa, măi. Jamila. Jamila și Laura Laurențiu. Da. Doamna Gianina, că de fapt Jamila Gianina, doamna Gianina și doamna Laura. Se luptă, e o luptă pe viață și glazură. A început în mai, când în mai 2019, doamna Jamila a publicat pe canalul ei de YouTube o rețetă de ecler la tavă, ceea ce este neobișnuit. Și acesta a fost momentul în care doamna Laura a observat că rețeta doamnei Jamila seamănă bine de tot cu propria ei rețetă, din aprilie 2016. Un fel de ecler vrac, să da. Înțeleagă, scuze, adică nu e format, e... Doamne, sunt diferențe mari. Da. Avem și rețeta mai jos, deci foarte indignată doamna Laura a raportat la YouTube. A zis, pentru încălcarea drepturilor de autor. Și da. YouTube a suspendat filmarea doamnei Jamila. Chestie care a luat-o indignarea, de la care a luat-o indignarea și pe doamna Jamila, care a reclamat-o la judecător, pentru că eclerul dânsei la tavă era parte dintr-o campanie publicitară. Dânsa susține că astfel a pierdut un contract de 1400 de euro. Hmm? Vezi, Luca? Ce simplu. Eu da? Ți-am zis să te concentrezi un pic pe asta. De da, nu vezi, poți să pierzi banii în acum. Te complici. Facturi. Da. Da, te dăm judecată. Da. Eu în locul tău mi-aș face un canal de YouTube. Și aș experimenta în bucătărie lucruri. Pentru asta trebuie să filmezi. Să știi că sunt oameni pe care îi angajezi și filmezi. Asta aia trebuie mie un băiat, un dude în bucătărie să stea pe capul meu acolo. Pentru asta eu nu-i supăr pe copii. Ar trebui să nu te culci la prânz. Da, exact. Pentru asta e o mulțime de chestii. Eu când gătesc sunt semi-isteric. Nu intră nimeni în bucătărie. Mamă, ce spectacol am face. Da. Serios, e semi-isteric? Da. Mamă, te adică faci în vedete. Adică ce sens, la ce te aprinzi? Mai ia capul. Sunt ăla, dacă stropesc ceva, mă opresc din orice ca să... Să ștergi? A, deci nu-și lași, nu te concentrezi pe produs. Când îmi spui asta, nu vrei să mă inviți la tine de 2-3 ori să mă uit la tine cum gătești? Că poate îmi vine o idee. Facem un contract simplu, îți produc eu tot. Filmezi tu? Mă ocup eu de dar filmare, de producție, de difuzare, de tot. Eu când sunt isteric, te mai înjur, te mai... E perfect. Să poți să faci ce vrei. Eu vin să fac, dacă aveți mămăligă de astea... Pentru eu procentual iau, nu... Da, da, da. Da. Serios. Nu trebuie să te... Pentru un fi de 80%. Da. Un fi care să acopere costurile de producție, de difuzare, de promovare, de editare, de sunet. Facem. Știi cât de greu e să montezi sunet? Da, domne. Faci și contabilitate? Face și rezolvă și contabilitatea. Luca, tu numai trebuie să gătești. Gata. Te fac vedetă, n-ai nicio treabă. Și așa nu te interesează banii. Da, îmi dai 30%? Da. Facem. Gata. S-a auzit de public. Deci pentru 30% am rezolvat, îl fac pe ăsta, vedete, fii atent. Bun. Și că suntem în direct, că altfel ți-aș fi zis câteva lucruri. E de muncă, mă, tu știi cum e? Da. E de asta când zic. Vin la tine să filmez, mi-e să încurcat-o. Tu mai mănânc. O să mă înjuri în timpul filmării, dar eu te înjur în restul timpului. Eu că nu știi la ce te-ai băgat, trebuie să gătești cu calibri 12. Da, da, regulă. Bun, da. Mai revenim, ceva? Deci doamna, așa. Stai, doamna, mai avem timp? Că nu prea mai avem, de asta zic, dar du știrea până la capăt. Vreau să dau, deci doamna Laura a dat, a argumentat în fața instanței așa, citez, eclerul clasic, a spus dânsa, pe care îl știe toată lumea, este de forma alungită, da. Umplut cu cremă și acoperit cu glazură de șerbet sau ciocolată, în timp ce eclerul la tavă conceput de mine este o singură prăjitură cu dimensiunea unei tăvi de 38 pe 28 de centimetri, care după coacere este garnisită și nu umplută cu cremă și garnisită cu frișcă bătută. Prăjitura este apoi porționată cu cuțitul în pătrate. Vezi? Deci, pătrate. În pătrate, da. Și asta aici judecătorii au dat dreptate doamnei Laurențiu și au obligat-o pe doamna Jamila să-i plătească cheltuieli de judecată de 5.000 de lei. Deci și banii pierduți, 1.400 de euro pe contract și 5.000 de lei cheltuieli de judecată. Mi-e milă de doamna Jamila. Sunt fan. I-am dat și subscribe. O să nu mai bine se împăcau, că mie mi se pare că până la urmă gustul e cel mai important. Nu, nu se întâlnesc doamnele. Știi, fac eclerul fiecare cu versiunea ei și noi decidem care e cel mai bun. Tu n-ai de unde să știi ce orgolii sunt în bucătărie, Zaf. Că nu cunoști. Tu de-abia descoperi lumea asta. Ești la fază de piure. Care mă, că tocmai ți-am dat rețeta cu cartofi zdrobiți cu usturoi. Pe TikTok, dacă îmi dai rețetă de cum să alergi la Iron Man, asta nu înseamnă că știi să și faci. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.